prima probă nu o să fie deloc ușoară, pentru că va trebui să gătiți toate aceste preparate. A, păi clar că nu o să avem o viață ușoară, e clar că astăzi e super greu. 6 preparatele delicioase, din 6 țări diferite. Din însoritul Mexic, taco, carne de vită și pico de gallo. Din frumoasa Italie, chiftele, cu pui, sos de roșii și parmezan. Din orientalul Liban, avem falafel. Falafel. E cum să spun la un român să face o mamaliga sau o sarmale pentru mine. Din fascinantul Vietnam, veți găti nem, cu legume și carne de porc. Nem, n-am mai auzit, n-am mâncat, acolo situația se complică puțin. Din îndepărtata China, colțunaș, cu carne tocată de porc. Am fost în câteva dintre ele, am fost în Italia, am fost în... Și din Georgia, tradiționalul șampuri. Frigăruie de pui cu boia. Pot să recunosc doar chiftele italienești și tacosul. N-am mai auzit de preparatele astea. N-am călătorit și nu știu cum să le fac și cum arată. Ne uităm atent la ele, le studiem și încercăm să le memorăm. Andrei, porc, porc, pui, pui, vita naut. Fără să gustăm sau să pipăim, trebuie doar să ne uităm la ele, să le memorăm și să le facem cât mai aproape de original. Astăzi veți găti în 5 echipe de câte 2 persoane. Eram sigură. Dar nu, nimic în Masterchef, e simplu. Andreea, tu vei alege cuplurile. Wow. Modul în care încerc să mă gândesc să aleg echipele va fi să-i pun ușor în dificultate pe concurenți. Înainte de a face echipele, avem o întrebare pentru tine. Cine ai vrea să plece acasă în seara asta? Eu, bineînțeles. Payback. Cred că Diana. Diana? Da. Andreea joacă strategic, degeaba e amâță blândă, dar zgrie rău. Simt că e o monedă pe care aș vrea să-i întorc un pic. Aflându-mă într-o postură în care am putere, mi-a făcut altceva decât să-i întorc moneda pe care ea mi-a dat-o acum câtva timp. Am zis că, din punctul meu de vedere, nu meriți să fii salvată. Nu cred că locul tău este aici. Sincer, e strict părerea mea și te rog frumos să-mi respecti. Mulțumesc. E decizia ei și eu îi respect. Dacă e să plec acasă, asta e, voi pleca. Am vrut să-i arăt și să o fac să se simtă cum am simțit eu oarecum la momentul respectiv. Cu cine va face Diana echipă? Un fel de rivală pentru ea e Alina. Așa că mi-aș dori să le văd pe ele două împreună lucrând. Hai nebună aici. Din moment ce ele sunt oarecum în conflict în momentul de față, probabil va fi greu să gătească împreună, ceea ce le va duce la proba de eliminare. Da, mulțumim. Am un sentiment așa foarte ciudat. Eu cred că în seara asta mă voi certa cu cineva. Da, dracu, să nu muncești. Andreea, care este al doilea cuplu? Jeremy și Raluca. Din cauza că simt că se înfiripă ceva între ei. Mă bucur. Raluca este o tipă picantă, mișto și în bucătărie se mișcă extraordinar de bine. Poate și în afară de bucătărie. Mai bine dată nu se putea. În Masterchef nu este doar spregătit, este și pentru dragoste. Dar ce se întâmplă în Masterchef rămâne în Masterchef, nu? Normal! Între Jeremy și Raluca există oarecum o legătură, așa că cine știe? Al treilea cuplu? Florentina, care este o persoană destul de plictisitoare uneori. Eu nu sunt de acord de fel, că Andrei nu mă cunoaște deloc. Vreau să adaug în viața ei niște chili. Deodată chili în mine este mai mult decât trebuie. A patra pereche, Andreea? Vreau să pun clujenii mei la treabă astăzi. Așa că Ionuț și Cătălin vor lucra în echipă. Andreea, sucul ținimioara ta, mersi din suflet. A cincea pereche este în format din Andrei și Cezar. Andrei știe foarte multe despre gătit. Singura lui slăbiciune este faptul că se complică prea mult. Fiecare cuplu va trebui să facă o replică fidelă a preparatelor. Să fie unul la unul. Andreea, mulțumim! Vă mulțumesc! Poți să mergi la balcon. Andreea cu siguranță s-a schimbat față de cum era la început. Era dulce acrișoară, acum tinde spre dulce. Tace, ascultă și când te aștepți mai puțin, pune un pic de sare acolo unde trebuie, pe rană.
În această probă, membrii echipelor nu vor găti în același timp. Dar... Ok. Asta e gros. Mă șochează și mai mult, fiindcă nu mă aștept la așa o surpriză, nu foarte plăcută. Unul dintre voi va începe să gătească, iar partenerul său va sta la marginea bancului de lucru. E complicat, că nu poți să duci în timp record preparatul în fața șefilor. Timpul mi se pare un dușman mai mare decât Andreea și decât Alina în momentul ăsta. Deci da, asta e cea mai haotică probă de până acum și cea mai dificilă și cea mai grea. La fiecare 10 minute vom spune schimbați. Mama. Și voi veți schimba locurile. Sistem de ștafetă. Devine și mai complicat pentru că, deși suntem o echipă, jocul de ștafetă presupune doar 10 minute pentru fiecare și va fi foarte greu să ne organizăm. Încercat și gătit, senzațional! Iar cel mai bun cuplu va avea parte o mare, mare surpriză. Chiar mi-este frică de surprize. În cămară găsiți toate ingredientele necesare. Le aveți pregătite în coșuri. Puteți merge să le luați acum! Da, te pare aici!